cât de bine arată. Salutare, dragilor! Eu sunt Edu și astăzi vă voi prezenta o mică iluzie optică pe care o puteți realiza și voi cu o singură carte. Este ceva ce arată interesant, puteți lăsa ca și un suvenir invitațiilor voștri și sigur, toată lumea se va întreba, cum ai făcut asta? Ei, astăzi veți afla! Pentru a obține acest efect și această iluzie veți avea nevoie de o singură carte de joc și de un mic secret, mai exact, o foarfecă. Ei, va fi super simplu, trebuie doar să tăiați 3 linii în această carte, în cartea voastră. Puteți să mergeți chiar acum să luați o carte de joc și o foarfecă. Aici sunt pozițiile liniilor care trebuie tăiate. Cu foarfecă aveți lua, veți tăia o dată în mijloc. Apropo, vă recomand să nu faceți linii pe spate, sunt doar orientative pentru voi. Acum, pentru a înțelege mai bine un detaliu, de la marginea cărții eu urmăresc chiar linia ei, pe ambele părți, și până la mijloc, cam până unde este capul. Aici în mijloc și în partea cealaltă. Acum, ce trebuie să faceți este să luați cartea, îndoiți partea din mijloc, veți vedea că ea se va potrivi, încercați să nu lăsați să se deschidă cealaltă parte, pe jumătate, într-o parte și înapoi. Și încă n-au obținut ce vrem noi. Dar să știți că suntem pe aproape. Încă o dată ce am reușit să o îndoim, trebuie doar să întoarcem partea aceasta. Și astfel putem obține o carte. Încă o dată, odată ce ați reușit să tăiați, îndoiți mijlocul, partea moare, în sus. Și odată ce este în sus, partea din dreapta voastră sau din stânga, care vreți voi, o întoarceți. Astfel ați obținut o iluzie, o mică operă de artă într-o simplă carte de joc, utilizând doar 3 tăieturi. Partea cea mai bună este că puteți face asta și vă puteți juca cu acest concept, făcând altfel linie, luând o simplă carte de joc. Puteți așeza linia din mijloc tot așa până la jumătatea cărții. Da? Iar celelalte două le puteți pune foarte îndepărtate. Fără să vă tăiați degetele. Ideea nu trebuie să fie nici perfect drepte. Standardele sunt destul de scăzute pentru a obține această mică iluzie optică. Iluzie magică cu cărți. Desigur, puteți merge și mai departe, să aveți o singură tăietură pe mijloc, iar celelalte două să fie mega aproape. Acum mergi până la nivelul pământului din spatele îngerașilor, de pe carte. Trebuie doar să întoarceți, să tăiați mai mult, până la jumătate. Și ați obținut o altă iluzie. Și mai diferită, și mai interesantă. Pentru a obține exact efectul pe care l-am obținut eu, puteți folosi pur și simplu un double decker. Sunt curios de părerile voastre de această iluzie. Dacă vreți să vă mai prezint și alte astfel de iluzii cu cărți, iată câte puteți face cu o simplă foarfecă și multă imaginație. Eu sunt Eduard și vă mulțumesc frumos, vă mai aștept la Cum ai făcut asta?